În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Glas din cer s-a auzit, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Iubiți credincioși, iată ne ajungi în pragul marii sărbători a botezului Domnului. Este o sărbătoare atât de mare încât de cele mai multe ori simt că nu prea am înțeles despre ce este vorba. Este o sărbătoare atât de mare încât de data aceasta, din cauza sărbătoritului, nu înțelegem că sărbătoarea este a noastră. Nu vreau, Doamne ferește, să induc un alt cuget în afară de cel al teologiei ortodoxe. Botezul Mântuitorului, săvârșit în apele Iordanului, vorbește despre noi. Pentru că noi acum suntem cei care îl purtăm pe Hristos, suntem teofori, Hristofori, în momentul în care ne împărtășim, îl avem pe Hristos în noi. Așadar, despre noi este vorba astăzi. Botezul pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl practica la malurile Iordanului era o preînchipuire a botezului creștin. Dar astăzi, ce fel de botez s-a petrecut la Iordan? Iubiți credincioși, cam despre aceste lucruri vreau să vă vorbesc în câteva cuvinte. În primul rând, la Iordan s-a săvârșit mai mult decât un simbol. S-a săvârșit o realitate. Realitatea smereniei. Aici este, de fapt, cheia. Realitatea smereniei care a făcut ca Fiul lui Dumnezeu să primească din mâna creaturii botezul. Cum se traduce asta în ceea ce se întâmplă cu noi? Fiecare dintre noi se așează întotdeauna când vrea să facă ceva la nivel de speranțe, se așează în locul șefului sau măcar pe linia șefului. Când vrea să se uite așa la ceea ce a săvârșit câteodată, se uită în jos și vede subalternii lui. Pentru că fiecare om are atât mai mari cât și mai mici decât el. Să nu vă amăgiți că sunteți prea jos sau să nu vă amăgiți, Doamne ferește, că sunteți prea sus. Întotdeauna aveți și deasupra și de dedesubt. Asta înseamnă că noi trebuie să învățăm un lucru astăzi. Dacă Dumnezeu a primit de la făptură botezul, înseamnă că și noi trebuie să primim la cei de jos, de sub noi, sfaturi, măcar, sau aplecarea de a le asculta și lor părerea. În esență, să știți că botezul Mântuitorului acesta este. Pentru că numai în momentul în care a acceptat Mântuitorul să fie botezat de către înainte mergător, apoi s-a auzit glas din cer, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Vreți să se audă același lucru și pentru noi? Pentru că Dumnezeu pe toți ne are ca fii ai Lui. În rugăciunea Tatăl nostru, să nu credeți că acum zicem Tatăl Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne-a promis că ne face și pe noi frați și așa mai departe. Nu, e Tatăl nostru, e clar. Dacă vreți să auzim împreună și pentru noi, acesta este Fiul meu cel iubit, trebuie să facem ceea ce a făcut Fiul cel iubit, adică Mântuitorul. Dacă Mântuitorul s-a aplecat sub mâna creaturii lui Dumnezeu, atunci înseamnă că și noi trebuie să ne aplecăm capul în fața celor care, din punct de vedere social sau profesional, sunt, așa zis, sub noi. De ce vorbesc despre lucrurile acestea? Pentru că, de fapt, am ajuns și la subiectul nostru. Am să vă spun câteva lucruri despre spovedanie. Taina spovedaniei. Dacă nu ar exista smerenie,
niciun duhovnic nu ar avea curajul să dezlege în numele lui Dumnezeu păcatele celui pe care îl ascultă. Mai ales atunci când sunt oameni care vin ca fii duhovnici să se spovedească, cărora duhovnicul le cunoaște inclusiv poziția socială și profesională. Așadar și duhovnicul învață că are oameni și deasupra, are oameni și de desubt. Dar ca să înțelegem mai bine ce înseamnă spovedania, în câteva cuvinte vreau să vă spun că de cele mai multe ori confundăm lucrurile așa cum confundăm și aghiazma mare. Am auzit niște năzdrăvăniți zilele trecute la posturile de televiziune și de radio. Se comportă lumea cu aghiazma mare ca cu un panaceu, ca față de ceva magic. Ai dat cu aghiazmă și gata, nu mai este ceartă în casă. Ai dat cu aghiazmă și s-a dus vrăjmașul. Măi, fraților, aghiazma este puternică, dar ține neapărat de credința pe care o avem. Apoi poți să te speli cu oceane de aghiazmă mare. Poți să bei în fiecare dimineață numai aghiazmă mare și să n-ajungi nicăieri dacă nu crezi în ceea ce faci. Iubiți credincioși, vreau să înțelegeți că așa se întâmplă și cu spovedania. Și anume, spovedania are două aspecte. Din păcate însă, lumea crede numai într-unul din el. Și anume, crede că la spovedanie te duci, spui, acum exact cum spune poporul român, spui popii ce ai pe suflet și gata, ți-a de dezlegare și s-a încheiat. Fraților, în afară de dezlegarea care vine de sus în jos, de la Dumnezeu la om, care într-adevăr este cea mai bună realitate, spovedania mai are o dimensiune, aceea de jos, adică de la om la Dumnezeu. Trebuie să răspundă în termenii psihologiei și neuropsihologiei moderne, trebuie să existe un feedback, un răspuns la inputul pe care îl avem. Și atunci, noi cum răspundem la spovedanie? Gata, după ce am spălat o rufă, ne ducem din nou în baltă și o murdărim? Păi asta știu să facă și copiii. Dar noi trebuie să facem altceva. În momentul în care am primit dezlegare, să participăm și noi cu împroprierea acelei dezlegări, cu înțelegerea că orice dezlegare este cuvântul lui Dumnezeu pe care astăzi îl auzim la Iordan. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Înseamnă că din acel moment noi suntem nu numai purtători de Hristos, ci deja nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Cum dăm dovadă că Hristos trăiește în noi? În primul rând să credem în dezlegarea pe care am primit-o. În al doilea rând, să ne schimbăm pe noi astfel încât păcatele pe care le-am spovedit, să începem să le evităm, să începem să facem din ele virtuți. Pentru că dacă am fost zgârciți, e clar că acum să ne străduim să fim darnici. Dacă am fost nerăbdători, trebuie să ne străduim să fim răbdători. Dacă am fost prea colerici, trebuie să învățăm să mai ascultăm și pe celălalt. Ei, și cum facem lucrurile acestea? Păi le facem dacă avem grijă să răspundem lui Dumnezeu la dezlegare cu credința că ne-a dat inclusiv binecuvântare să ne schimbăm. Cum să ne schimbăm? V-am mai spus și altă dată câteva lucruri care țin de schimbare. Schimbarea este în capul nostru și aici trebuie să umblăm mai mult. De ce trebuie omul să își învingă toate convingerile pe care le primește de afară și să le traducă el în limbajul lui? Să vă spun un lucru foarte practic, nu neapărat că vorbesc despre mine, dar vreau să vă spun cum funcționează omul. De câteva luni bune mă străduiesc ca prin cumpătare și tratament să stric prietenia pe care am avut-o cu diabetul timp de mai bine de 20 de ani. Eu am crezut că cu un diagnostic trebuie să te împrietenești. Bun. Și așa am făcut. M-am împrietenit cu el în sensul că nu m-am supărat pe nimeni și pe nimic, nici pe medicii mei curanți, Doamne ferește,
Și am crezut că această prietenie este suficientă. Nu este suficientă, fraților. În momentul în care am aflat că sunt prieten cu un hoț, a trebuit să iau măsuri. Pentru că hoțul mi-a furat din plămâni, mi-a furat din rinichi, mi-a furat din inimă și atunci, ce sunt eu? Prieten cu hoțul, nu sunt tot un hoț? Ei, și atunci, încet, încet, am zis, gata, tată, până acilea, nu mai sunt prieten cu tine. Te respect, mergi mai departe, eu însă să știi că îți închid toate porțile. Și am început, bine mersi, să meargă treaba. Toate rezultatele medicale au început să arate mult mai bine și eu, ca orice diabetic care se respectă, dimineața mi-o încep cu înțepătură și toate erau bune și frumoase. Chiar intrasem într-o linie de mulțumire de sine și într-o dimineață văd niște valori pe care nu le-am mai văzut de ani buni. Și prima întrebare a diabeticului este: ce ai făcut ieri? Ce ai mâncat ieri? Ce n-ai făcut bine? Nu prea puteam să răspund negativ la toate întrebările acestea, dar zic, mă, ceva s-a întâmplat. Ori am ajuns la o etapă, știți cum e și la curile de slăbire, slăbește, slăbește, după aia rămâi acolo și dacă nu ești atent 3 luni, cântarul nu se mișcă și dacă nu ești atent și zici, gata, s-a terminat, chiar o iei de tot la vale, cu mintea, nu cu kilogramele. Și zic, mă, probabil că s-a întâmplat un, mă rog, mă, a doua zi să fiu și mai atent. Mă, și mai atent, și mai atent, și mai atent. Mă, vreo 3 zile, ce mai, sărise rău de tot. M-a întrebat soția, mă, dar ce s-a întâmplat? Că mă vedea puțin că am abătut. Cred că acum o să afle și ea. Nu i-am spus pentru că eu mă simțeam bine. Numai că după vreo 3 zile de așa șocuri pe care le aveam din punct al trăirilor, al emoțiilor și a chimiei interne, începusem iar să transpir noaptea, lucruri pe care nu mai săvârșisem de mult, să beau apă mai multă. Păi zic, ceva e în neregulă. Și am zis, dacă am verificat tot ce ține de mine, hai să încep să verific și ce ține de aparatură. Și m-am uitat pe flaconul din care îmi luam lamelele pentru analiză și scria 2019, luna ianuarie. Trecuse deja un an de când nu mai erau valabile. Și atunci m-am dus frumos la raft, mi-am luat alte lamele pe care scria 2020, luna a 10-a, adică mai aveau 9 luni până se expire, și analizele erau perfecte. Ce vreau să vă spun? Dar fiind faptul că deja în 3 zile de analize, care nu erau practic ale mele, erau datorate unei depășiri a termenului de valabilitate, totuși organismul meu intrase în panică. Asta ce înseamnă? Înseamnă exact ca o spovedanie pe care nu o valorizezi așa cum trebuie. Eu știam ce am făcut, știam că i-am spus popii tot, dar de ce mă simt rău? De ce îmi arată indicativul că nu e bine? Și încet, încet, deja se descărcau niște reacții chimice în trupul meu și începusem deja să am chiar, din punct de vedere al analizelor, niște valori greșite. De ce? Pentru că mi-am autoindus că e o problemă. Ne întoarcem la spovedanie. Dacă nu suntem în stare să ne autovalorizăm sinceritatea cu care ne-am întâlnit cu duhovnicul, dacă nu suntem în stare să răspundem și de jos în sus cu uitarea față de păcatele săvârșite, cu strădania de a face ceva mai mult ca să dobândim la următoarea spovedanie o mai mare bucurie să te întâlnești cu duhovnicul, vă spun că eu am întâlniri cu duhovnicul meu pe care le pun în balanță cu întâlnirile pe care le am cu medicul meu curant, nutriționistul. Și cu cât mă duc și știu că am niște rezultate bune, cu atât mă duc mai cu bucurie,
cu atât ne îmbrățișăm mai cu drag. E, așa mă străduiesc ca și cu duhovnicul să am întâlniri din ce în ce mai liniștite, fără să car așa niște saci cu greutăți, astfel încât să-mi strice bucuria că mă duc la duhovnic. E bine, iubiți credincioși, în praznicul cel mare al botezului Domnului, trebuie să aflăm că dacă ne uităm la aghiazma mare ca la ceva exterior, cu care numai aruncând 8 zile sau bând 8 zile vom scăpa de toate, să știți că nu facem altceva decât să ne amăgim. Pentru că fără participare activă, fără schimbare, fără măcar dorința de a fi alt om după ce ai băut aghiazmă mare, nu am făcut nimic. Pentru că dacă vom fi atenți, cu siguranță că în noi se va schimba ceva. De ce este foarte important să se schimbe ceva? Pentru că omul de dinainte de praznicul acesta are niște obișnuințe care de altminteri l-au dus la păcatele pe care le-a săvârșit. Ca să nu mai ajungă la păcatele pe care le-a săvârșit înainte de spovedanie, trebuie să se schimbe, adică să fie alt om. Fraților, ca să fim alt om, trebuie să accesăm subconștientul nostru în care se plămădește alt om. Și fără să ajungem în subconștientul nostru, adică să fim cât mai mult conștienți ca să scoatem subconștientul la liman, nu putem să săvârșim nicio modificare. Dar în măsura în care ne străduim să facem cât mai multe fapte conștiente, începe tot sufletul nostru și toată gândirea și tot modul nostru frumos de a ne îmbrățișa cu ceilalți să se schimbe în bine. Vă aduceți aminte când vă spuneam că mi-am schimbat de câteva ori itinerariul de a veni la biserică? Ei, acum mi l-am schimbat și mai tare, că mi-am lăsat mașina pe la statuia lui Ovidiu. Și am mulțumit acum celor 2 zile de schimbarea traiectoriei pe aici, prin peninsulă, am mulțumit lui Dumnezeu că deja am o altă înțelegere față de paraponul pe care îl aveam față de cei care schimbau ordinea lucrurilor și puneau tot felul de bețe în roate, adică stâlp pe șosele. Acum nu mai sunt supărat. De ce? Pentru că am folosit acest moment pentru schimbarea mea lăuntrică. Și mi-am dat seama că, de fapt, tot ceea ce trăiesc, trăiesc prin ceea ce gândesc. Și dacă am gândit frumos, iată ce frumos să mă duc și în ajunul bobotezei și bobotează, și o să vin și mâine de Sfântul Ion, pe jos, 1,5 km, ultima distanță până la biserică. Și atunci nu m-a mai deranjat nici cel care a închis zona, nu m-a mai deranjat nici frigul, nimic. Și iată că acum aflu că nu m-a deranjat nici măcar instrumentul cu care îmi luam glicemia de dimineață și aflând că, de fapt, este al doilea mincinos cu care m-am întovărășit, l-am dat la o parte și am adus ce trebuie ca să aflu și eu ce trebuie despre mine. Iubiți credincioși, fără a ne scormoni în sufletul nostru dorința de schimbare, nu putem să reaprindem focul. Se spune că odată un pictor a fost solicitat de către o biserică să-i picteze la intrare sufletul omenesc. Și au văzut după câteva săptămâni de stăruință oamenii o imagine pe care n-au înțeles-o deloc. Au văzut un înger care ținea în mână un bețișor și învârtea în ceva cenușiu. Părea o cenușă sau un fost foc. Și au întrebat, bine, bine, nene, dar matanei pictat, dar zine și nouă, ce e aici? A, zice, ăsta este sufletul omenesc. Cum adică să fie sufletul? Care e sufletul omenesc? Păi zice, da, îngerul suflă în cenușa care a fost omul. Și poate, mișcând puțin cu bețișorul acela, mai găsește puțin jar.
Ei, aceștia suntem noi după spovedanie. Să mai suflăm asupra noastră, asupra tot ceea ce s-a așezat ca cenușă vulcanică asupra noastră, pentru că cu siguranță vom găsi cărbuni aprinși cu care să ne luminăm întreaga făptură. Iubiți credincioși, personal mă rog ca praznicul cel mare al botezului de astăzi să ne aducă multă pace și diferență de viziune asupra tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să ne reglăm noi prietenii cu noi înșine, pentru că avem foarte multe de învățat de la zilele acestea frumoase ale botezului Domnului. Nu numai Hristos a fost cel pe care l-a numit astăzi Tatăl, acesta este Fiul meu cel iubit. Și noi trebuie să așteptăm să fim la fel de frumos numiți de către Dumnezeu Tatăl. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.